că eu n-am sămânță de miele, dar cândva să le-am. Atunci am început să văd cum funcționează lucrurile în sat, și fac și primăria, și fac cetățenii, cum fac cetățenii, și ia ca așa. Și pandemia a venit zastreala tot. Până în 2019 lucram în Chișinău, în lucrătoare culturală. La Centru de Proiecte Culturale Arta, azi facem proiecte și în Chișinău și în afara Chișinăului. M-am dedicat în totalitate rezolvării unor probleme legate de criza refugiaților. În primele zile eram la cumpărături în fiecare zi. Cât trebuie saltea, cât trebuie castroane, cât trebuie ceaunii, cât trebuie de mâncare, carte verde, nu carte verde, chestii. Adică full time, cum ar veni, eram implicată și eu și primăria. În sens că s-a lucrat mult ca lucrurile să fie puse la punct și să fie mai puțin de lucru acum. Dar multă lume a fost solidară și a deschis ușile care n-au putut să-i primească în casele lor din cauza lipsei spațiului. O donat chestii, o adus produs, o donat bani. O vorbit cu prietenii să doneze bani. Și tot așa mai departe, adică cel puțin în Hârtop sunt destui de mult oameni deschiși care înțeleg situația și au o gândire critică cât de cât pusă la punct, știi? Duminica trecută am organizat un atelier de pictură pentru copii, pentru localnici și copiii refugiați. La inițiativa artistei Valeria Barbas, care are un proiect căruia îi spune Ucraina casa mea, și-a lucrat cu copiii de refugiați de la Manej și acum a lucrat cu copiii din Hârtop și duminica asta avem expoziție și atelier, continuarea atelierului, și o să mai facem cu dânsa niște activități pe diferite tehnici, pe utilizarea diferitelor tehnici de pictură și instalații și alte chestii. Pentru un sens că de să facilităm procesul de integrare a persoanelor care au venit în sat, în comunitate. Написать заявление в примарии, чтобы нам дискотеку организовали хотя бы по субботам. Ничего. Там вход бесплатный, да? Ну, для особых гостей. И в особых положениях даже не ставится вопрос. Нашей деревне, короче, Коль упал, а вроде так трухануло их, что они потрухнули. И вот это вот упало, когда мы уезжали. Упало, и мы на следующий день выехали. Труднее родить и вырастить человека, а убивать не так сложно учить. Ну, лучше бы не учить. А лучше бы не учить. Да. Это мои волки. Это сыночка. Это бабушкина бусинка. Ты красавица, бабушкина? Да. Ты красив? Да. Пойдем, бабушка. Не, я про ту битву, какую сюда. Он рисует, как мы побеждаем.
Ok. Hai, hai, hai. Nu că o familie de refugiați a rășit. Și le-am cumpărat niște medicamente. Amuș. Și trebuie de văzut, pentru că primăria n-are toate medicamentele pentru rășeală, că e prafuri, chestii, și le trebuiau picături pentru nas și le-am luat picături pentru nas și ceva pentru gaimărit. Eu am inițiat o campanie de strângere de fonduri și am băgat cardul meu acolo și lumea a donat și eu cumva, pe sovestea mea, cum banii ăștia îi manageruiesc. Și de obicei, ca ieri, de exemplu, au cumpărat Olea, care stă la Nenea Boris, și a cumpărat produse lactate de la producătorii locali și apoi le cumpăr ouă și apoi, dacă le trebuiesc, haine i-am cumpărat ieri lui Alexandru de la Second și tot așa mai departe. Pe chestii de astea folosesc banii.